Cele mai multe drumuri județene din Sălaj au fost modernizate. Conducerea Consiliului Județean Sălaj anunță că lucrările vor continua, urmând să fie refăcut inclusiv drumul de acces în Făget, o localitate care pe timpul iernii este total izolată. Conducerea Consiliului Județean Sălaj a anunțat că au fost modernizate și reabilitate principalele drumuri județene de o importanță strategică din punct de vedere rutier. Da, ne-am concentrat în ultima perioadă pe rețeaua de drumuri județene și am gândit că intervențiile sunt importante în primul rând pentru a elimina lucrările superficiale, adică reparații de genul plombărilor care n-au o perioadă de viabilitate foarte lungă. Și atunci ne-am concentrat pe reabilitări și pe reparații care să însemne covoare asfaltice. În fiecare an volumul lucrărilor a fost tot mai mare. Am folosit și bani europeni acolo unde a fost posibil și fondurile proprii acolo unde ele au fost suficiente, dar și bani guvernamentali. În acest moment, bună parte din drumurile județene sunt reparate, au o stare bună, cred eu, și ne vom concentra în perioada următoare pe tronsoane de drumuri care au fost depuse ca și proiecte de investiții pe fonduri europene în perioada de programare până în 2014. Ele n-au intrat la finanțare. Am reactualizat documentația și vor intra, sperăm noi, în perioada următoare. Indiferent de ce se va întâmpla, vom continua programul de reabilitări și reparații. În perioada imediat următoare, două tronsoane importante de drum, respectiv cel de la care leagă Șimleu Silvaniei de Moiat, vor intra în achiziție pentru lucrări de reabilitare și drumul care leagă Nușfalău prin Plopiș de Făgetu. În felul ăsta încercăm să facem legătura între tronsoane de drumuri naționale, între care să interpun drumuri județene care n-au ajuns să fie reabilitate și a căror stare de viabilitate este mai slabă. Investițiile vor continua și în următorii ani pentru o rețea de drumuri cât mai bună.